Cele mai multe boli ale păsărilor sunt puse pe seama dietei inadecvate. Dacă aveți doar o pereche de păsări, nu este obligatoriu să respectați anumite tehnici nutriționale, dar dacă vă ocupați cu creșterea și înmulțirea perușilor, informațiile referitoare la acest subiect vă vor fi de un mare folos, deoarece aceștia au nevoie de suplimente, de vitamine și minerale. În acest episod veți afla de ce apar unele probleme, așa cum ar fi devorarea puiilor și mortalitatea embrionilor din ouă, la perușii aflați în captivitate. De obicei, smulgerea propriilor pene apare din cauza faptului că din alimentație lipsește una dintre elementele nutritive necesare. Dieta perușilor se bazează pe semințe, însă nu trebuie să ignorăm faptul că în natură aceste păsări consumă, în afară de semințe, verdeață, fructe și mici nevertebrate. Un alt aspect demn de luat în seamă este acela că semințele pe care le mănâncă păsările sunt adesea imature și întotdeauna proaspete. Păsările își formează anumite obiceiuri, iar atunci când nu sunt familiarizate cu un anumit tip de hrană, o resping cu o încăpățânare. Așa se explică, de exemplu, de ce atunci când crescătorii oferă păsărilor o largă varietate de semințe, aceștia le refuză. Păsările adulte se hrănesc în special cu semințe și doar cu foarte puține verdețuri, în timp ce puii consumă ceea ce primesc de la părinților sau ceea ce mănâncă celelalte păsări din preajmă. Este indicat ca dieta să se bazeze pe o rotație a tipurilor de hrană, după un program anume stabilit, astfel încât păsările să beneficieze de un mediu variabil și echilibrat. Pentru a înțelege importanța diversificării dietei, este util să cunoaștem elementele constructive ale fiecărui tip de hrană. Informațiile următoare sunt importante pentru că vă dezvăluie valoarea diferitelor nutrienți și importanța lor în obținerea unei diete echilibrate. Mieiul și semințele disponibile în pet shop-uri sunt bogate în carbohidrați, descriși în general ca reprezentând forme variate ale zahărului. Carbohidrații, care conțin carbon, hidrogen și oxigen, se împart în două categorii, simpli sau complexi. Alte tipuri de semințe, cum ar fi orezul, porumbul și grâul, la fel ca și produsele în componența cărora intră, adică pâinea, prăjiturile, fulgii de porumb, sunt și ele bogate în carbohidrați. Rolul lor principal este acela de a furniza organismelor energia nutritivă de bază. O altă funcție importantă a carbohidraților este legată de metabolizarea grăsimilor în vederea utilizării acestora într-un mod cât mai eficient. Mineralele includ fierul, calciul, iodul, sulful, magneziu, potasiu, fosforul, sodiul, cupru și multe alte elemente chimice pe care le găsim în tabelul lui Mendeleev. Unele dintre acestea, cum ar fi calciu și fosforul, au un rol foarte important intrând în structura oaselor. Proteinele sunt substanțe organice care intră în compoziția țesuturilor organismului, sunt alcătuite la rândul lor din aminoacizi, dintre care unii pot fi sintetizați de către organismul propriu, iar alții nu. Și de aceea trebuie adăugați în dietă. Nu toți aminoacizii esențiali se găsesc în hrana vegetală. La fel ca și grăsimile, proteinele pot fi oxidate pentru a da naștere carbohidraților în situația în care alimentația este insuficientă. Acesta este și motivul pentru care păsările pierd în greutate atunci când nu dispun de hrană. Țesuturile sunt dizolvate pentru a furniza mușchilor energia nutritivă necesară. Tipurile de hrană bogate în proteine sunt cele pe bază de carne, ouă și pește. Grăsimile reprezintă cea mai concentrată formă de energie nutritivă. Grăsimile contribuie la gustul plăcut al hranei, constituind în același timp o sursă bogată de vitamine, așa cum este A, E, D și K. De asemenea, grăsimile care se găsesc în semințe, uleiurile vegetale și animale au un rol important în organism. Grăsimile sunt adevărate depozite de energie nutritivă
negativă care, în situația unei scăderi a nivelului de carbohidrați, satisfac cerințele nutritive musculare. Vitaminele nu pot fi numite alimente în adevăratul sens al cuvântului, dar fără ele viața nu ar fi posibilă. Acestea sunt esențiale pentru toate activitățile celulare. Anumite vitamine pot fi sintetizate de păsări prin intermediul penelor sau al tubului digestiv, iar altele nu. Dacă se înregistrează o carență a unei vitamine esențiale, rezultatul este îmbolnăvirea rapidă a păsării. Pe de altă parte, dacă o vitamină este în exces, asimilarea altora va fi inhibată. Prin urmare, este necesară o echilibrare a dozelor administrate. O alimentație bogată în vitamine cuprinde fructe, uleiuri, carne și anumite vegetale. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.